Pentru că se apropie sărbătorile de iarnă, copiii de la centrele de zi din localitățile Hinova și Punghina au primit deja o parte din cadourile de Crăciun. Organizația de femei a PDL Mehedinți le-a fost alături ca de obicei. Am primit cu bucurie aceste daruri din partea dumneavoastră și copiii sper să se bucure. N-am dorit să fim prezenți în mijlocul lor, este luna cadourilor. Iar cei care sunt într-adevăr vitregiți de soartă să aibă puțină mângâiere și bucurie din partea noastră. Peste 40 de copii s-au bucurat de jucăriile și dulciurile primite în dar. Reprezentantele PDL au mers an de an la persoanele nevoiașe cu daruri în preajma sărbătorilor de iarnă. Este o bucurie pentru noi ca în preajma sărbătorilor de Crăciun să aducem un zâmbet pe fața copiilor și a bătrânilor cu situații deosebite. Vârstnicii de la azilul din localitatea Vânjuleț au primit și ei daruri. Vă mulțumim, să vă dea Dumnezeu sănătate, că n-are cine să-mi aducă și mie și nouă la toți. Mulțumim pentru ele, să rămână și să fim sănătoși. Sperăm că am adus o rază de bucurie și speranță în sufletul acestor bătrâni. Noi, organizația de femei, am fost întotdeauna alături de bătrâni și de copii. După ce au împărțit 10 de pachete celor nevoiași, organizația de femei a PDL Mehedinți a promis că va reveni pentru copiii și bătrânii care au nevoie de sprijin.